La Marie Curie, aici unde construim spitalul, sunt 31 de paturi, deci sunt adesea pline, cu 31 de copii bolnavi de cancer, care stau cu mamele lor, mame care dorm pe marginea patului sau pe un scaun. 62 de suflete au acces la doar două toalete și un duș. Uneori dimineața pe acești copii îi vezi stând la coada la toaletă. Și unii dintre ei fac la oliță pentru că nu se pot deplasa și pentru că nu au un grup sanitar în salon. Văzând lucrurile astea, am zis, așa ceva nu se poate și noi nu mai putem sta pe margine și privi și lăcrima, că asta facem cu toții, ne dă lacrima și atât. Am zis că e momentul să facem mai mult de atât și dacă statul român nu s-a apucat să facă, o să facem noi. Degeaba ai inimă și îți pare rău pentru cineva care suferă dacă nu și faci mai departe ceva și cred că trebuie să găsim totdeauna echilibru între inimă și pragmatism. Dragi prieteni, bun regăsit la Inimă cu Minte. Subiectul de astăzi, pe lângă faptul că este foarte călduros de suflet, are de a face mult cu acțiunea, pentru că vedem felul în care vor fi și sunt lucrurile puse în acțiune. Hai să nu mai facem o lungă introducere, ci să intrăm direct în subiect. Vorbim astăzi cu un voluntar de carieră. Vorbim cu Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață. Oana, mulțumesc tare mult că ai răspuns invitației noastre. Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu aici cu voi. Oana, pe scurt, oamenii te cunosc împreună cu partenera ta, Carmen Uscatu, că voi faceți un spital. Noi împreună cu 260.000 de oameni, că wow. Asta înseamnă noi, ca să fie foarte clar, nu înseamnă că noi două, că noi două n-am putea face nimic dacă oamenii buni nu s-ar aduna și nu ar pune umăr lângă umăr și cărămidă peste cărămidă să facem acest spital. Cum stau lucrurile acum? Am terminat structura, asta înseamnă că am ridicat deja cele 9 niveluri, subsol, parter, mezanin și 6 etaje și acum e un furnicar de oameni care muncesc în interior, se lucrează la instalații, la compartimentările interioare, la fațadă, lucrurile merg foarte bine și când mergem în șantier e extraordinar că noi am reușit împreună, cum ziceam, cu cei 260.000 de oameni să creăm chestia asta și când vezi atât de mulți oameni care muncesc acolo, e impresionant și ne bucurăm foarte tare că suntem în grafic și că sperăm că la anul, prin vremea asta, să vă așteptăm la să vedeți spitalul gata. Wow, ar fi extraordinar și cred că și voi așteptați cu mare emoție momentul în care se va tăia panglica, nu-i așa? Sperăm să găsim altceva, nu știu, o altă metodă să nu mai tăiem panglica. Dacă aveți idei, deja învechită, dacă aveți idei să facem altceva, că panglicile la noi am văzut că se taie la lucruri care nu prea merg și atunci noi am vrea să rupem șirul ăsta. Corect, da. Foarte bine spus. Într-adevăr, se tau multe panglici. Da? Dar e important ce se întâmplă după aceea. Pentru că voi nu doar ați strâns niște bani, ați făcut ceva în România și asociația voastră, un ONG, e pe care să schimbe România. E mult spus, cred. Eu cred noi că ați pornit un fenomen social. Da, ne-a zis asta Gabriel Liceanu într-o conferință, că dincolo de faptul că acest spital va ajuta la salvarea unor vieți de copii, a devenit un fenomen social pentru că i-a făcut pe români să creadă că suntem în stare să facem lucruri, pentru că ne uităm în jurul nostru și de 30 de ani ni se tot promit lucruri și școli și spitale și autostrăzi și avem senzația că noi românii toți nu suntem în stare. Ne-am creat cumva o imagine despre noi înșine care nu ne ajută. Și cred că faptul că noi am reușit să ridicăm acest spital, pentru că putem spune că e deja ridicat, a însemnat și pentru români o revelație. Faptul că, de fapt, suntem în stare să facem lucruri, că poate n-am ales cei mai buni conducători și că n-am fost suficient de vigilenți atunci când ne-am pus ștampila de vot, dar că, de fapt, noi suntem niște oameni buni, niște oameni implicați și niște oameni destul de pragmatici. Și s-a văzut faptul că dacă 260.000 de oameni au avut încredere în noi și, până la urmă, cine suntem noi? Două femei care și-au propus
să facă lucrul ăsta și nu ne-am născut gândindu-ne că o să facem un spital. Gândul ăsta a venit după multe frustrări, după multă suferință văzută în spitale și după o revoltă, pentru că nu mai suportam să vedem și încă vedem astăzi copii și mame în spitale, în condițiile acelea. Gândiți-vă că la Marie Curie, aici unde construim spitalul, sunt 31 de paturi, deci sunt adesea pline, cu 31 de copii bolnavi de cancer, care stau cu mamele lor, mame care dor pe marginea patului sau pe un scaun, dar dincolo de asta, 62 de suflete au acces la doar două toalete și un duș. Imaginați-vă viața voastră de oameni sănătoși trăind așa. Cred că ar fi cumplit. Uh-huh. Ei, uneori dimineața pe acești copii îi vezi stând la coada la toaletă. Și unii dintre ei fac la o liță pentru că nu se pot deplasa și pentru că nu au un grup sanitar în salon. Văzând lucrurile astea, am zis, așa ceva nu se poate și noi nu mai putem sta pe margine și privi și lăcrima, că asta facem cu toții, ne dă lacrima și atât. Am zis că e momentul să facem mai mult de atât și dacă statul român nu s-a apucat să facă, o să facem noi. Știi, voi ați dat speranță românilor. Sunt și eu unul, probabil, dintre cei 260.000 și mă bucur că pot să fac parte dintr-o asemenea mișcare. Într-adevăr, mi-ați dat și mie speranță că se poate în România și ați dat la atât de mulți oameni un semnal că în România se pot face lucruri care la început se spunea nu se poate, Am auzit acest nu se poate, cred că de sute de ori sau de, nu știu, poate chiar de mii de ori în cei 10 ani, pentru că noi facem lucrul ăsta de 10 ani, n-am început construind un spital. În 2009 am pornit de la un caz. Înainte, da. ajungem și la poveste. Înainte, haideți să arătăm telespectatorilor și celor care ne urmăresc cum arată acum spitalul și imaginile pe care voi le-ați filmat. Sigur. Rog pe colegi să ne dea imaginile. Deci așa arată acum spitalul sau viitorul spital Marie Curie pentru copiii bolnavi de cancer și avem speranța că anul viitor, ziceai, pe vremea aceasta se vor deschide porțile. Bun, până atunci, haideți să vedem ce te-a durut atunci când ai pornit pe această cale. Pentru că, într-adevăr, tu ai fost înainte corporatist, da? Ce te-a durut de a-i părăsit efectiv corporația ca să intri într-o asociație să faci ceva?
La început am înțeles că voi făceați voluntariat în timpul liber. Ce înseamnă asta pentru voi și cât de mult trebuie să te doară ceva ca să îți pierzi nopțile pentru asta? Până în 2009 eu nu știam ce e acela un ONG, ca să fie foarte clar. În timpul studenției mi-aduc aminte că aveam 19-20 de ani și imediat după Revoluție am fost într-un cămin de copii și a fost îngrozitor și n-am mai putut merge niciodată, adică acolo cumva s-a oprit, cred că eram și prea tânără, n-am putut să gestionez ce am simțit atunci, după care lucrurile nu prea au mai mers pe zona asta, pentru că am început un job, lucram foarte mult. În 2009 însă am aflat de cazul unui băiat care m-a impresionat foarte tare și am încercat să-l ajutăm pe el și am aflat de treaba asta atât de cumplită a celor care au cancer în România. Și așa am început să facem voluntariat. Și din 2009 până în 2012 am început să ne implicăm. Știam de această facilitate fiscală și ne-am apucat să strângem bani. Și primii bani pe care i-am strâns în 2009, în jur de 100.000 de euro, i-am folosit pentru a construi o cameră sterilă la Timișoara, la Spitalul de Copii de acolo, din Timișoara, lui Surcanu, unde se făcea în România transplant de celule stem. Se făcuse primul transplant de celule stem și doamna profesor Margit Șerban avea cumva nevoie de mai multe camere sterile, avea deja una. Și lucram voluntar, făceam voluntariat până în 2012. Asta înseamnă că după orele noastre de job și eu și Carmen lucram în niște companii la momentul ăla, iar în companii pe vremea aia se muncea 10-12 ore. Da. Mergeam acasă, făceam teme cu copilul. Și după aceea v-acuzați de-a doua. Și după aceea lucram mai mult noaptea și mi-aduc aminte că în 2012, când am hotărât să facem pasul ăsta și să ne lăsăm joburile, pentru că în 2012 am hotărât și ne-am lăsat joburile și am făcut full-time partea asta de muncă în asociație, cred că a fost pentru prima oară că mi-am dat seama câtă lipsă de somn aveam. În urmă nu realizam că dormeam atât de puțin. Cred că dormeam 3, 4, 5 ore pe noapte. Nu știu cum am rezistat atâția ani, dar pasiunea și dorința de a face lucruri erau mai puternice decât nevoia noastră de somn, că nici nu ne mai prindeam că nu dormim suficient. Știi care este impresia mea? Că nu te aștepți de la un ONG să facă un lucru atât de mare. Și mai mult decât atât, din perspectiva unui om simplu care vrea să facă ceva în România, de multe ori oamenii și tinerii aleg calea să fie un angajat model, da, să ajungă să câștige bani dintr-o corporație sau ca salariat, fie să-și deschidă o afacere. Însă calea aceasta de a-ți deschide propriul tău ONG și să fii voluntar, în ghilimele, 100%, full-time, este o perspectivă nouă. Nu mă refer nouă că nu există, ci voi ați adus o lumină asupra acestui domeniu. Eu cred că e foarte bine ca oamenii să facă foarte bine, să-și facă foarte bine treaba acolo unde sunt. Dacă sunt într-o companie, să-și facă foarte bine treaba. Dacă lucrează la stat, să-și facă foarte bine treaba. Dacă vor să facă un business, e mare nevoie, pentru că, de fapt, România trăiește din inițiativa privată pe orice zonă. Să nu uităm lucrul ăsta. Companiile private plătesc taxe pentru ca statul român să funcționeze și ca noi toți să avem lucrurile din jurul nostru, străzi, spitale, școli și așa mai departe. Trebuie să spunem că noi voluntariat am făcut în primii 3 ani, din 2009 până în 2012. Acum suntem nu doar fondatoarele asociației, dar primim un salariu, pentru că și noi, ca toți ceilalți oameni, avem de trăit o viață și avem nevoile pe care le au toți oamenii. Nu ne-am propus să facem asta. Nu asta n-a fost visul nostru. La început am vrut să ajutăm un caz, după care am aflat de alte zeci și sute de cazuri și ni s-a părut nedrept ca pe unul să-l fie ajutat și pe ceilalți să nu-i ajutăm. Și lucrurile au venit cumva de la sine. A fost ca un bulgăre de zăpadă care a crescut. Ne-am dat seama că, de fapt, nu pot toți pacienții români să plece în străinătate atunci când au o boală gravă, că de fapt trebuie să construim aici în România. Ăsta a fost cumva visul nostru. Ne-am apucat să strângem bani
în primii ani am făcut, cred că, 17 camere sterile de transplant. România avea 7. Între timp am făcut 20. Acum România are 27 de camere sterile de transplant. Tot ce este peste 7 sunt construite din banii pe care oamenii au avut încredere să ni dea. Lucrurile au crescut pur și simplu. Aflam despre nevoi și nu ne-am lăsat. Ce e diferit la noi față de alții este că avem o perseverență și nu renunțăm atunci când ni se spune nu se poate. De fapt, aia este energia, e combustibilul care ne face să mergem înainte, să arătăm că de fapt se poate. Cred că fiecare om poate să facă lucruri și nu trebuie să pornim cu gândul să facem lucruri mărețe, nici n-am pornit cu acest gând. Cred că simpla implicare pe strada ta. Du-te și strânge gunoiul. Dacă vezi că nimeni nu strânge gunoiul, strânge tu astăzi gunoiul și mâine sunt convinsă că va mai veni încă un vecin și din a treia zi oamenii vor vedea că e curat și nu vor mai arunca gunoiul pe stradă. Cred că trebuie să pornim de la lucruri mărunte și lucrurile care ne pot schimba în primul rând nouă viața. Să știți că eu cred foarte mult că trebuie să ne fie nouă bine ca să putem să ajutăm pe ceilalți. Dacă nouă nu ne este bine, noi nu-i putem ajuta pe alții. Și atunci trebuie să facem un pic de bine în jurul nostru. Să lăsăm lumea puțin mai bună decât să lăsăm lumea puțin mai bună și să ne gândim ce e mai bine pentru noi, dar și pentru cei din jurul nostru, să avem în permanență grijă și de ceilalți. Și cred că lucrurile vin cumva de la sine când pornești cu gândul ăsta. Impresia mea de câțiva ani era că ONG-urile sunt un fel de vacă de mulți, în care oamenii care intrau într-un ONG sau într-o asociație încercau să aibă beneficii de acolo. Și știu că ați avut și voi experiență la început, așa. Dacă poți să ne spui felul în care voi v-ați detașat de Salvează Vieți? Da. Impresia ta că ONG-urile sunt niște vaci de mulți vine dintr-un istoric al ONG-urilor din România. Cred că în anii 90 eram țara cu cele mai multe ONG-uri pentru că se dăduse o lege care exonera de plata taxelor vamale pentru importul de mașini, da, ONG-urile. Și atunci toată lumea își făcuse un ONG ca să-și aducă mașini. Genul ăsta de facilități care practic eludau cumva legea și dădeau prilejul unora care erau mai înclinați să facă astfel de lucruri, astfel de facilități nu fac bine ONG-urilor. Cu Salvează Vieți, povestea a fost simplă. În 2009, când am pornit de la cazul acelui băiat pe care am încercat să-l ajutăm, ne-am strâns un grup de oameni. Ne cunoșteam între noi mai mult sau mai puțin. Carmen îi cunoștea, cred că, pe toți, eu pe niciunul în afară de ea. Și în acel entuziasm de a ajuta un caz și de a încerca să-i dăm o șansă acelui băiat, ne-am strâns acest grup de oameni și la un moment dat am decis să facem un ONG. Habar n-aveam ce înseamnă ONG, nu știam că într-un ONG răspuns cu averea personală, am aflat mult mai târziu, nu știam foarte multe lucruri și Carmen a trimis un e-mail și a zis cine vrea, noi facem un ONG, cine vrea să vină. Și așa că ne-am găsit la un moment dat 7 oameni, dar după o vreme entuziasmul dispare și rămâne practic esența și munca. Eu și Carmen am muncit și Bianca pe alocuri ne-a ajutat foarte mult. Ceilalți mai puțin, pentru că aveau niște joburi importante, niște poziții înalte, niște companii și aveau timpul redus și dispăruse și entuziasmul. Așa că alergam după ei prin oraș să ne semneze bilanțurile. Și la un moment dat, în un post de televiziune, ProTV, a făcut o emisiune despre noi două și au apărut niște frustrări la acel moment, de ce n-au fost și ei implicați în acea emisiune, deși cred că era corect că noi două apărusem, pentru că noi două muncisem. Știți cum e, orgoliu ne face foarte mult rău în viață și cumva din orgoliu au început niște războaie interne, dacă pot să le numesc așa, în care ni se spunea, nu mai aveți voie în presă decât cu acordul nostru al tuturor, nu mai aveți voie să faceți proiecte. Am găsit o avocată care ne-a susținut, ne-a ajutat să ne ducem proiectele până la capăt, ce începusem, pentru că deja strânsesem aproape 2 milioane de euro și începusem un proiect la Timișoara să construim centru de excelență în tratarea cancerului, cu laboratoare, cu renovare, cu multe lucruri. Și pentru noi era o mare disperare cum să oprim acest proiect, pentru că ei asta ne cereau, să nu mai cheltuim banii, să le dăm socoteală și să practic să preia cumva frâiele.
și ne gândeam cum să lăsăm spitalul din Timișoara baltă, la jumatea lucrărilor, cu lucrurile dărâmate, și am găsit o avocată care ne-a ajutat să ducem la bun sfârșit acest proiect, iar după ce l-am terminat ne-am retras din acea asociație și am hotărât să fondăm Dăruiește Viață, care a apărut în 2012 împreună cu Carmen Uscatu și Bianca Voinescu. Bianca a plecat între timp din țară pentru că soțul ei are un job în afara țării, dar e cu sufletul alături de noi de acolo și ea face o treabă extraordinară pe zona de educație și poate o chemați vreodată când vine prin țară, de acolo din străinătate ea se implică pentru copiii săraci și din zonele în care nu au cărți, nu au biblioteci, și are o grămadă de voluntari care fac lucruri extraordinare. Ne așteptăm să o cunoaștem și asta pe e povestea Dăruiește Viață. Din 2012 am făcut Dăruiește Viață și lucrurile au mers extraordinar. Din păcate, Salvează Vieți, care a fost un brand la momentul acela și în care noi am muncit foarte mult, nu mai există astăzi, a fost lichidată. Voi, când ați înființat Dăruiește Viața, ce ați învățat din experiența asta sau ați pus Dăruiește Viață pe alte baze sau pe alte, ați pus niște principii acolo, cum v-ați gândit? Da, știam mult mai multe lucruri, știam că nu trebuie să fim foarte mulți oameni pentru că iată apar astfel de conflicte, știam că trebuie să fim oameni care gândim la fel și care ne implicăm în același mod, pentru că altfel apar frustrări și orgolii, și am învățat foarte mult din asta și am învățat că fiecare dintre noi are un orgoliu, nu se naște nimeni sfânt, trebuie să spunem lucrurile astea, și eu și Carmen și Bianca avem orgoliile noastre, am învățat să le educăm și am învățat să punem mai presus binele pe care îl facem, mai presus de orgoliile noastre, și cred că am învățat să ne temperăm orgolile și acum suntem chiar reușim să avem un dialog extraordinar și să ne spunem lucrurile, pentru că lucrurile trebuie spuse. Uh-huh. Atunci când ceva nu ne place, cred că cea mai bună cale este să discutăm acele lucruri și să nu ne imaginăm că în spatele unor cuvinte sunt niște cine știe ce lucruri nefirești. Am învățat foarte mult din acea experiență. Și acum aș vrea să ne apropiem de final cu următorul lucru. Dacă unii nu vor face niciodată un pas să facă din a fi într-o asociație, să facă parte, totuși pot să contribuie. Înainte de asta, am o întrebare legată de transparența cu care voi vreți să obișnuiți pe cei care se implică. Cum, dacă tu ai susținere din acest ONG, cum ai spune tinerilor care ar vrea să intre într-un ONG ca al tău, să facă un ONG ca al tău, cum se trăiește din așa ceva? În ONG-uri sunt salarii, ca în orice lucru care trebuie să funcționeze, și sunt niște cheltuieli, trebuie să o spunem foarte clar, există un sediu, există internet, niște telefoane, niște calculatoare care trebuie să lucrăm. Cred că un ONG trebuie gândit într-o oarecare măsură ca un business, dar ca un business care nu are profit la finalul anului, ci profitul se măsoară în vieți salvate sau poate mult spus rezultate, în șanse la viață pentru cei care se ocupă de mediu, nu știu, în câți copaci au plantat sau cât gunoi au strâns, în lucrurile pe care le faci. ONG-ul funcționează ca o companie, dar în care profitul nu pleacă în buzunarele nimănui, ci se transformă în lucruri pentru societate. Tinerii trebuie să fie pragmatici atunci când vor să se implice în ceva. Cred că trebuie să înceapă cu voluntariat și este foarte bine să facă lucrul ăsta și îndemn să-și găsească o cauză. Dacă le place zona asta de mediu, să meargă către mediu, să meargă către lucrurile care îi atrag, pentru că vor învăța foarte mult și pentru viață și pentru suflet. Și da, noi în ONG-uri sunt salarii, oamenii sunt plătiți, pentru că nu este nimeni, nu poate trăi cu aer, toată lumea are nevoie să se hrănească, să se îmbrace, să-și îngrijească copiii. Și lucrurile sunt, da, cred că trebuie să avem decență, să avem pragmatism și să nu uităm niciodată pentru ce am fondat acel ONG. Să ne întoarcem întotdeauna la cei pentru care încercăm să facem lucruri. Auzeam pe Carmen într-o emisiune că până la urmă urmei scopul este să-l ai pe pacient în centru.
apropo de sistemul de sănătate de acum, probabil că s-a vorbit foarte mult și voi ați mai vorbit despre lucrul acesta și cred că e important. Acum, la final, eu am pregătit ceva pentru tine și te-aș ruga să alegi între minte și inimă, pentru că asta este emisiunea noastră. O să-și închipuie oamenii că aleg inima și o să-i surprind. Aleg creierul, pentru că tot din activitatea noastră am învățat că degeaba ai inimă și îți pare rău pentru cineva care suferă dacă nu și faci mai departe ceva, și cred că trebuie să găsim totdeauna echilibru între inimă și pragmatism, și cred că dacă noi am ajuns să facem un spital e pentru că am avut acel pragmatism, am știut că să vărsăm o lacrimă nu-i suficient, ci trebuie să și facem ceva. Și acum trebuie să mă uit înăuntru, te rog. Să văd aici ce am, nu? Da. Într-adevăr, plânsul nu ajută. Ne ajută pe moment, că simțim împreună cu celălalt, dar trebuie să vedem lucrurile și din perspectivă pragmatică. Să citesc, da? Te rog, da. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Înțeleptul Solomon. E foarte frumos asta. Mi se pare ceva extraordinar și ceva cu care cred că noi toți ar trebui să trăim, să ne trăim viața așa, să nu uităm că dincolo nu mergem decât cu sufletul nostru și cu lucrurile pe care le-am făcut, și că tot ce facem acum trebuie să facem, cât trăim aici. Da, poate fi asta o motivație pentru cineva care, într-adevăr, își dă seama că are o singură viață de trăit. Da, cred că trebuie neapărat să conștientizăm, să știm că nu ne naștem cu certificat de garanție, că nu știm mâine ce ni se poate întâmpla, că oricare dintre noi poate să ajungă într-o situație în care să aibă nevoie de cei din jur. Și atunci, cred că trebuie să ne purtăm așa cum am vrea să se poarte alții cu noi, dacă am fi la greu. Așa că tot ce găsești să faci, fă cu toată puterea ta, merge înainte, pentru că faceți împreună lucruri extraordinare. Mulțumesc tare mult, Oana, pentru prezența ta în emisiune și te aștept într-o emisiune următoare. Sigur. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit până la final. Vă doresc în continuare o viață împlinită în care să știți că tot ceea ce faceți, faceți cu toată puterea voastră, cu inima și cu mintea. La revedere!